Proiectul Office, oferta formativă îmbunătățită pentru centre eficiente, s-a derulat pe parcursul a 3 ani de zile și se finalizează la sfârșitul acestui an. Proiectul a fost implementat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în calitate de beneficiar prin intermediul unui strâns parteneriat româno-italian. Obiectivele, activitățile, dar și rezultatele proiectului au fost dezbătute astăzi în cadrul unui seminar județean organizat la sediul agenției din Giurgiu. După 3 ani de muncă, ne îndreptăm spre finalul acestui proiect. L'obiettivo generale del progetto è quello appunto di migliorare la qualità dei processi formativi erogati dai centri propri. Obiectivul general al acestui proiect a fost acela de a îmbunătăți calitatea ofertei formative pusă la dispoziție de centrele de formare proprii, cele cuprinse în cadrul agențiilor județene de ocupare a forței de muncă. Proiectul este implementat în cele 23 de centre de formare profesională din subordinea ANOFM. Pe lângă acestea, din grupul țintă mai fac parte 170 de persoane angajate ale Serviciului Public de Ocupare, dar și 180 de șomeri cuprinși în cele 6 cursuri de formare pilot care au fost testate. Valoarea financiară a proiectului este de peste 20 de milioane de lei.